Maria aproape că a izbucnit în plâns de această dată la Caprici, după ce a fost criticată de mai multe ori de către invitatele din studio, de către cele două doamne psiholog sau psihoterapeut, pentru că a fost extrem de vehementă în a spune punctul de vedere în ce privește interacțiunea dintre Ștefan și Ionela. Noroc că Ionela a părăsit casa Mireasa și nu o să mai fie gelozii de genul acesta în ceea ce o privește pe Maria, dar iată că a fost destul de criticată pentru cum a pus problema, pentru că spuneau doamnele, Maria și-ar dori să i impună partenerului ce și cu cine să vorbească, cum să facă acest lucru și partenerul ei, indiferent că va fi Ștefan sau va fi altcineva în viitor, va acumula multe frustrări pentru că va începe să facă lucrurile pe la spatele ei, tot va vorbi cu cine își dorește și cum își dorește și este greșit cum a pus ea problema încercând să îi pună atât de multe limite. Însă Maria s-a simțit extrem de criticată, de pusă la zid și a izbucnit în plâns, spunea că nu este înțeleasă și că nu asta a vrut să spună. Ci faptul că aici sunt într-o competiție și nu trebuie să intereseze de nimeni altcineva în afară de cuplul lor, pentru că, vedeți, sunt multe situații în casă care sunt foarte interpretabile.